Nu, astăzi s-a examinat ședința în fond privind acuzația adusă lui Cimpoieș Valentin, primarul de Basarabeasca. Deci apărarea a înaintat cereri cu privire la revocarea măsurii de primare arestul. Procurorul a înaintat demers cu privire la prelungirea măsurii de arestul pe termen 30 zile. Instanța de judecată a decis totuși alegerea măsurii preventive arestul la domiciliu. Deci pe data de 16 la ora 10, domnul Valentin Cimpoieș va fi eliberat, indiferent de faptul dacă noi apărătorii vom contesta la curte de apel sau procurorul. La fel, astăzi acuzatorul de stat a înaintat cererea de recuzare judecătorului Carafirea, pe motiv că soțul acesteia este reprezentantul organului de tutelă și curatelă pe cauza penală privind violul acelei minore. Deci noi ne-am expus că procurorul nu a prezentat careva ordonanțe, cu atât mai mult acea minoră nu are niciun statut juridic pe cauza noastră penală. Procurorul nu a prezentat careva probe, prin urmare instanța de judecată, alt judecător, examinând cererea de recuzare, a respins această cerere de recuzare și am continuat la examinare. Deci nu am putut astăzi să-i continuăm, dat fiind faptul că noi nu am cunoscut despre remiterea dosarului în instanță de judecată, nu cunoaștem materialele cauzei, nu ne putem să ne expunem asupra listei probelor prezentate din partea apărării. Domnul Cimpoieș nu a primit rechizitoriu de la procuror cu traducere și în limba rusă și în limba română. Prin urmare, am solicitat instanță să ne acorde acest termen legal pentru a putea lua cunoștință cu materialele dosarului și a construi strategia de apărare. Instanța de judecată a admis demersul apărătorilor și a numit în examinarea cauzei pentru data de 5 mai, ora 10:30. Sperăm că până pe 5 mai vom reuși să facem cunoștință cu materialele dosarului. La fel, astăzi s-au făcut și alte două cereri din partea apărătorilor, dat fiind faptul că noi am contestat ordonanța de punere sub învinuire a procurorului Bacalâm și ordonanța cu privire la intentarea dosarului penal. Și cu două zile în urmă am primit ordonanța procurorului ierarhic superior prin care ne-a respins aceste contestații. Astăzi, în baza articolului 313, am înaintat judecătorul care examinează cauza în fond să se expună asupra acestor cereri. Prin urmare, dânsa a hotărât că se va expune asupra acestor cerințe sau cereri odată cu sentința. Deci, rămâne să vedem, să studiem materialele dosarului și să începem să continuăm lucrul în ceea ce privește. Suntem nevoiți noi apărători să dovedim că Cimpoieș nu este vinovat. La părerea apărătorilor, el în genere nu este subiect al infracțiunii prevăzută articolul 329. Și faptul că procurorul a remis cauza în 3 zile în instanța de judecată, iar ulterior astăzi a solicitat că vor fi alți martori, vor fi martori, deci dă de înțeles că acest dosar împripă și are iz politic, să fim sinceri, să recunoaștem acest caz. Prin urmare, faptul că dânsul a fost eliberat la domiciliu, arest la domiciliu, vorbește totuși despre o poziție cât de cât echitabilă asupra clientului nostru și ne vom strădui să muncim, să dovedim nevinovăția. Asta e, că în țara noastră trebuie să se dovedești nevinovăția, pe când sarcina asta o are organul de urmărire penală. Vă mulțumesc tuturor!